În această dimineață, în județul Buzău, un om a murit și al treilea a ajuns în stare gravă la spital după ce două mașini s-au ciocnit. Unul dintre răniți va fi transportat cu un elicopter SMURF și stăm de vorbă cu domnul Cătălin Bocai, comisar șef la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Domnule comisar, bună dimineața! Bună dimineața! După primele informații, ne puteți spune cum s-a produs acest accident, unde anume, mai exact și eventual ce probleme au apărut în trafic ca urmare a producerii accidentului? Precizez că pe raza județului Buzău a avut loc un grav accident rutier în jur orei 7:45 pe drumul național 2 european 85 care leagă localitățile Urziceni de Buzău. Accidentul a fost loc în zona localității Căldărușanca, în zona kilometrului 74+800 de metri. Pe fondul neasigurării la schimbarea benzii de rulare, șoferul autoturism a lovit în spate un alt autoturism care circula regulamentar. În urma evenimentului, o persoană a decedat, o persoană a fost rănită grav, iar alte două au fost rănite ușor. Se precizează că în aproximativ 30 de minute, traficul rutier să fie reluat în condiții normale. Le recomandăm șoferilor să ruleze cu prudență și menționăm că în zona accidentului s-au format coloane de autovehicule pe mai mulți kilometri. Atât pentru acum de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. La revedere! Domnul Cătălin Bocai, comisar șef la Centrul Infotrafic al Poliției Române, mulțumim pentru aceste precizări. Continuăm la